Ah, sí. Ahí está nada. Beb latte. Latte facci pine la zizza. Beb latte. Vedili mor non può durare dormito. Resvelite latte latte latte. Este luneta lu Galileo Galinacei. Da, am văzut luna. Asta cu sigur. Sigur. Hai să luăm aspirin. De acordul să meargă cartea cu cum trebuie. Aspirina de Bayer Muihen. Muihen, pardon. Ne-au zice echipa de Trosbaliere. Muihen. Muihen. Eu dacă aș fi un loc la Germania, ceva, nu e un fel, e Muihen. De ce că facem football? Foot. Deci traducerea la jucătura Băgamești picioarele înseamnă Băgamești futii. O pizda nu -i. Cum Băgamești futii? În pizda nuții. Deci tu nu-ți bat, nu-ți bat, nu-ți bat fuții. Care? Știe pizda nuții ce fuții îi place. E mai mult fuții, e mai mult. Ia până împreunare sau până în căsurare? Nu. Prensurare. Crezi că are sorți de spunta? Da, dacă e blândă. E blândă ce? Va fi cumva? Sigur. Nu ți da, chișor, stai ușor. Eu nu sunt din alea, au dat din cei. Din celelalte, exact, la cap ca și pe celelalte. De ce am văzut și din alea și din celelalte? Te-am văzut. Dar recunoscut. Deci nu ți. Spalma put. Tu nu te fugi. Uite, poate e cred că ăsta s-a luat după Iliescu. Ești fermezoare și el, dar așa face. Bă, Iliescu face doar așa. Mă, mai ala. Uite, pe ce pula mea este pendulă. Dar e pendulă invers. Venea poate să-l mânghe pe pendulă, nu putea. Nu-l prindea pe pendulă. Stai mă grămadă așa. Nu, grămadă ce revoi. Ah. Și mama o iubca pe sori mea. Se căca sori mea. Că era așa. A început
stricat și la PC. Am învățat adresa acolo. Eu stăteam în partea asta, era mai mare. Și învățam pe fata la prostii de aia. Bă, nu face așa ceva. La un moment dat, nu face cum zic eu. De ce? Dacă faci tu cum zic eu, dorești pula. Dar până la urmă a zis, fac cum a zis Dani. Băi, nu face cum a zis Dani. Că nu mai da niște, că nu știu. De ce? Dacă a zis el prima oară ceva, înseamnă că el știe. Când zice cineva prima oară ceva, ăla știe. Tu când faci, faci o copie. Copia iese cu erori. Tot timpul iese cu erori. Dar e original. Despre ce era vorba? Despre căcat. Face să mă încăcat. Sau se șadă la oameni mai mari. Și face mama, nu zice căcat, căcăneț. De ce? Căcăneț. Așa-i frumos. Că mai văzut o pată ca mama. Nu plăcea, de-aia ce nu ce? Deci mama ce făcut. De ce? Mă scuz ca să mă apuc. Dar mama nu știe fata asta. Știe de pe chinez. Adică nimica. Zic căcăneț. Eu zic, eu nu zic ce căcăne, zic cocoi. Și sora mea zic, fac cum a zis Dani, dar nu știa traducerea la cocoi. Cum? Nu știa. Dar atunci, mă, dacă zice ca mine, ia stai cu la mă să inventezi o limbă străină. Dar cocoi se derivă din căcăne, din căcat. Cocoiul e mai mare ca căcat. Pare mic, dar e mai mare. Am făcut un cocoi. Mama, nu căcăneți! Cocoi! Păi chiar că ai făcut cocoi cu mama. Și după am început să-i mă discutim pe el. Și vorbeam cu sora mea. După am plâns. Eu am început să fac în gură, a uitat și aia limba. Eu nu mai am. Nu uitat. Am două culoare. Ne gândim la altceva. Deci totul e pe cocoi. E clar. Ce înseamnă cocoi? Hai să derivăm cuvântul. Să-l despărțim. Cocoi. Are două silabe. Co. Coi. Nu e căcat. Este adevărat. Căcat. Mă rog. Se acceptă un mod tradițional. Căcat. Cocoi. Ce-o fi cocoi? Ești un coi. Wow, ce pornografie. E doar un coi. E un coi. E cocoi.